Sau și eu am găsit la un nou episod din Sky Mechanic, aici cu pisica mea meu. Bună! Și astăzi vom încerca să construim niște chestii noi. Am văzut un tutorial pentru o chestiuță și mi s-a părut destul de interesant, așa că aș vrea să o construiesc și o să mai fac și o rachetă în afară de asta. Și tu ce faci? Vreau să fac mașina aia rebel din GTA. A, mașina aia 4x4. Da, aia vreau să fac. Nu știu dacă o să-mi iasă chiar foarte bine. Să te folosești de suspensii ca să, da. Să fie chiar 4x4, știi? Faza e că nu prea mă pricep să fac roțile, nu? Și mereu uit cum se fac. Roțile? Hai că te ajut eu la roți dacă e. Eu vreau să fac o dronă mai întâi. O dronă automată. Nu știu dacă o să-mi iasă, am văzut un mic tutorial și mi s-a părut super genial. Dar ar trebui să le fac cam, să fac cam egală și să intre o rachetă aici, să vedem dacă intră. Trebuie să-l las mai înapoi ca să pot să fac buticul. Să-i faci butic? Da. Să-i fac butic. Așa și să pun două scaune. Da. Și nu uitați, dacă vă place această serie și vreți să continuăm cu episoade, nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua. Eu o să trebuie să-mi fac aici o mini platformă ca să pot să construiesc această dronă, că altfel n-am cum. Cred că ceva de genul ăsta o să fie, mini platformă. Fac și niște scări. Așa, și acum... Așa. Și mai facem un rând aici. Hai, pur și simplu în formă de, așa, un cub. A, așa, un mini cub. Aici vreau să fac fățuca, da? Aici facem fățuca. Așa. Ei, și în fiecare parte va veni câte un senzor și câte o rachetă. Și o să vedeți și de ce. E ceva foarte simplu de construit, dar mi s-a părut destul de interesant și am vrut să vă arăt și vouă. Pac, pui senzor. Pac și pui senzor. Și în fiecare parte ai câte un senzor. Nu știu exact dacă poziția senzorului are foarte multă importanță, dar l-am pus la toate în partea de sus. Și acum tot ce trebuie să faci e să legi senzorul din partea rachetei cu racheta. Fiecare senzor în parte. Ăsta legi de ăsta, ăsta legi de ăsta. Așa. Legi de ăsta și sus, ultimul, trebuie să legi tot așa senzorul de ăsta. Și în momentul în care îi dai drumul, o să se comporte ca și cum se pilotează singur acest cub. Și o să vedeți la ce mă refer imediat. E chestiuță mică de fun, dar... Și chestii de-astea. Hai, uite. Se pare că e din nou un tru. Ia să vedem ce mai avem aici. Țevi. Problema e că am uitat să scot bara de susținere. Ia uite-te la asta. Foarte tare. E o dronă? E un fel de dronă. Vezi că ea merge singură în funcție de ce vede. Ea dacă vede pământ... Dar va... să nu vadă mașina mea. Ba și dacă vede mașina ta. Orice vede, ea zboară. Bine, zboară cât poate și ea până când începe să nu mai vadă pământ. Ai. Dar e destul de interesantă că levitează. Și poți să zici că e o dronă de-asta de supraveghere. Asta nu o să oprească niciodată. O să meargă constant. N-ai nevoie de combustibil, n-ai nevoie de nimic ca să faci să meargă. Bun. Acum am nevoie de un de-asta. Ia tot ce viteză și-a luat! Oh my god, nu știu dacă mai prind. Și mă gândesc dacă pot să pun un scaun pe chestia asta, tu îți dai seama? Spui scaun? Da, să o faci să meargă singură și pe aia să spui scaun pe ea. Dacă am prins-o. Așa, bun. Și o voi pune aici. Să încerc să o fac să semene cu cea reală. Da, să încerc să... Oulă, stai pe loc. Stai așa, să mai pun un rând ăsta, că după aia e prea înaltă și nu mai vezi în față când conduci, bine. Să încerc să pun un scaun exact pe ea. Deja pornesc asta. Dar, dacă aș scoate una din ele... Bun, senzorul, am făcut bine, da. Bine. Și ar fi un scaun de pilot, pentru că n-am nevoie de scaun, nu, practic nu voi pilota nimic, se va pilota singură. Și aici punem un... Hai să mai facem un rând aici, gen să fie bordul. Oh my god. Uite ce-am făcut, doamnă. Așa. Poți să o scoți tu de pe cric, pa mea? Eu? Da. Da. Încerc să o rotesc. Oh my god. Bun, ia să vedem aici și aici. O să mă țină numai în jos. Urmează. Pentru că jos nu e nimic. Bun. Hai să punem o de-asta aici. Și, nu știu dacă am pus bine o țâmburușul acolo, dar o să vedem. Pe 60. Poți să ies și rămâne asta așa și face șert. Titirez. Stai așa, să scot ăsta.
Ok, asta e unul din experimente, lăsăm aici. Și următorul experiment, să fac o rachetă de aia... Greșit aici? Cum au astronauții. Cred că am greșit aici. N-am putut pun... What the fuck? Doamne, ce am greșit? Pus altceva. Ai pus altceva? Da, am pus altă culoare. Ai problemă. Ia stai să văd eu. Oh my god, ăsta deja o ia la... Ok, să vreau să scot senzorii. Sau să scot rachetele. Nu! Ia stai să văd eu dacă îmi vine până jos. Gata. Nu, asta, pardon. Bun, și acum... hai să pornim. E bine, e perfect, e perfect. Fă să văd eu dacă mai pot să mai fac ceva. Dar înăuntru acolo, unde e motorul? O să pornesc tot cu o bază, pentru că vreau să pun aici o rachetă. Bun, e drăguț acum, până acum e drăguț. Ți-a ieșit bine? Regulă. Da, normal. Așa. Iar aici, jos, o să trebuiască să avem foarte multe de astea. Practic vreau să încapă... Câte avem? Una, două, trei, patru, două, patru. Trei, pentru că asta va fi forța cu care decolăm. Așa, și așa, și așa. Ok, ok, e regulă. Acum e în regulă. Sper să nu mi se, să nu se blocheze jocul. La câte de astea am pus. Da, dar poți să ștergi drona aia, că până la urmă... Chiar așa, hai să o șterg, pentru că după asta cine știe ce o să întâmple cu jocul. Da, dacă construiești prea multe chestii în jocul ăsta, începe să blocheze, începe să meargă foarte greu cu câțiva FPS și nu vrem asta să se întâmple. Bun, ce făceam? Făceam asta, da? Așa. Sunt de aici. Și o pun asta de aici. Pot să o pun direct așa, bun. Asta e baza. Acum. Așa. Folosesc lemn, dar nu știu dacă e... Aș vrea să folosești de ăla, dar mai degrabă folosim lemn pentru că e foarte ușor. Și acum ce faci? Adică? Ce construiești acum? O rachetă, dar de-aia știi că ați duce în spațiu cum au cosmonauții, da. Cosmonauții, astronauții, pisici. Pisicile nu au. Dar ar putea. Așa, și scaunul va fi interesant cum o să-l placez. Scaunul va sta așa. Și de-a lungul acestei rachete... Așa. Bun. Mă gândesc să fac un fel de thruster care să stea pe ăsta și ăsta să se rotească în funcție de cum îi dai tu. Stai, să mă urcă. Ha, e o idee asta, să știi. Sau? Să mă gândesc cum să le fac. Ia stai așa, cum am gândit eu la altceva, ia stai. Vezi? Și astea se dau într-o parte și în alta... De unde te ții tu cu brațele? Astfel stabilizându-mi racheta. Am pus-o în același loc? Nu. No. Să mai sus o leacă trebuie pus-o. Așa. Acum... Facem... Așa, ce bun. Ce sunete? Da, sunete. Peste sunete. Opa, așa. Hai să așa punem două. Acoperișul ca să nu cădem. Pac. Și pac. Și aici... Ia, imediat. Încă una aici. Acum o să avem switch-uri. Hai să avem, de fapt, așa o secundă, aș putea să fac asta să le controlez de aici? 4. Ce se întâmplă dacă fac asta oare? Da, mai mult spațiu aici. Se dau într-o parte și în alta, acum aș putea să le fac, trebuie să le fac același sens. Și asta ar trebui să stea așa. Aha, ia uite-le. Acum, hai să vedem aici. Cum ne ocupăm cu partea asta, așa. Perfect. Așa am văzut eu că arată mașinile, dar adică au farurile acolo. 1, 2, 3, 4. Asta e chestia aia din față. Bun. Acum am nevoie de cric ca să lucrez la designul de dedesubt. Ar trebui să funcționeze ce fac eu aici, dar nu știu. Și la mine ar trebui să funcționeze. Am văzut că sunt așa de multe. Mă gândesc dacă o să meargă. Astea în principiu eu pot să le pun la un switch, oare? Rachetele astea? Rachetele la un switch? Nu știu. Da, merg.
Dar merg toate deodată, perfect. Dacă îți merge jocul în relare sau ceva, să-mi zici, că conectezi foarte multe chestii. Nu, și e ok, e regulă. E posibil, dacă cumva dacă se blochează, să-mi zici instant. Da, așa. Să-ți zic. Bun, facem un test? Ia să vedem. Da, asta trebuie conectat la scaun. Oh, nu așa, stai să șterg. Ah, se duce. Pe aici, bun. Yes, vrei să iei puțin la mine? Da. Faza e că... Ok. Am găsit problema. Ce? Care e problema? Am pus alea să se rotească, însă nu ne-am dat putere. Și trebuie să le dau putere de undeva. Dă-le de undeva putere. Doamne, dar e mișto rău de tot. Practic aș putea să pun două scaune în asta, nu unul singur. Oh, what the fuck, ce tare ți-a ieșit. Serios? Da, partea din spate arată identic cu... cu rebelul din GTA. Îmi place cum te-ai folosit de farurile alea sus. La super. Termen. Bine, arată ca niște faruri. E, știu, adică asta era ideea, să semene cu chestiile alea rotunde, știi, de sunt sus acolo. Da, știu, dar chiar arată identic. Așa, aici asta de aici. Bă, sper să nu meargă jocul în reloare, sper să meargă, ok. Conectez foarte multe chestii. Și pe switch asta? Da, hai să scot ca să pot să-mi... Switch-ul celălalt și să țin minte că la 2... Merge. Așa, merge, da? Merge, bun. Acum am ăsta al doilea pe care... Oh! Ce-i pusit? Am intrat în pământ. What the fuck? E. Așa, ăsta aici și-l dăm pe plus 60. Plus 60 sau cred că și ăsta era și plus 60. Da. No! Dacă e cu minus. E atât de puternic încât... Așa, hai să vedem dacă putem să facem niște oglinzi, dar din câte știu eu, oglinzile sunt pe undeva pe aici, dar se deschide capota asta. Racheta mea zboară singură prin hartă, nu cred că pot să o prind. În fine. Bun. What the fuck, rachetă? Aici. Stai pe loc, te rog! Te rog! Hai să mă găsești după aia, știi, nu? Trebuie să mă găsești. Oh my god, am prins-o! Bă, a nebunit racheta mea. Da, te găsesc, nu-i problemă. Parcă nu dă bine cu asta aici, nu știu, nu prea-mi place. O las așa. Trebuie să vii să mă ajuți la roți. Să vin să te ajut? Da, la roți. Hai, secundă. Ia să bag și în spate niște faruri până vine Max. Ok. Sper să-mi aduc aminte și eu cum se fac roțile alea. Așa, nu știu, găsim vreo țeavă de eșapament pe aici? Păi nu cred. Măcar să fie asemănătoare. Și acum să fac undeva până să intru în această minunăție. Asta, bine, asta nu-i țeavă de eșapament, asta e grilajul ăla, ne, prea e ok ăsta. Știți voi cum au mașinile în spate, nu știu cum se numesc alea. Alea de jos, ăsta vine aici, vine aici, vine aici. Doamne, ce păianj n-am făcut. Ok, hai că o iau de aici și vin la tine. Ok, în regulă. A, uite-mă că te văd, n-am plecat departe. Faza e că mi-am pierdut racheta și zbura singură prin hartă. Și da, i-am mai făcut rachete, știți, dar nu am mai făcut niciodată mâna așa înaltă și mare. Hai să pun niște provizii aici în spate. Să vedem, da, poți pune niște cutii chiar așa că o să arate și super șmecher. Păi asta fac acum, pun niște cutiuțe de-astea, cutioare, nu? Cutioare. Aia ce șmecher, ales banane. Așa, hai să vedem roțile, da? Da. Unde-ți vin roțile și cum vrei să fie? Bănuiesc că vrei... Să cotească, să fie tot acămuște. Ridică și tu ăsta un pic. Ok. Nu o să le fac foarte ieșit în afară. Le faci cum vrei tu. Să fie așa, una aici, una aici. În care de pisică? Ce fel? Roți mici, bănuiesc. Vrei suspensii? Vrei suspensii? Vreau suspensii, da, vreau. Ridic-o un pic mai sus. Și o să spun suspensii sport. Așa.
Ce mai avem? Noi așa niște cutiuțe mai micuțe, așa, nu foarte mari. Ai volan de la pus înăuntru? Da. Hai am și am... motorul. Hai să vedem dacă se învârte ăsta corect. Las-o de pe cric. Nu, scoate cricul de tot. Stai. Avea meniul ăla. Nu, se duce în față și în spate, ceea ce nu e ok. Hai să vedem unde trebuie să pun eu... Medium, până medium. Pe... Stai, pot să ți-o pun eu pe cric, stai așa. Pune tu. Nu mai nu trebuie să stai pe cric neapărat. Hai să-mi dau seama cum făceam asta. Asta trebuia pus aici. Pune și o floare? Pun și o floare. Că gen mi-am cumpărat un ghiveci. Venea suspensia. Și doar partea de jos, practic, trebuie să învârtă, cred. Adică ar trebui să pun un de-asta aici. Dar nu merge să mai pun suspensia. Ăsta aici. Uite, aici pun ghivecelul. Gen, am venit de la piață și mi-a luat și un ghiveci cu flori. Nu? Da. Așa. Heavy, nu, light, l-am pus ăsta. Și ăsta cu morcovei. Așa. What the fuck? Ok, ăla, roata trebuie conectată aici. Și să-mi deschid capota, dar nu. Da, și acum merge, ok. Bun. Da, roțile sunt un pic mai ciudățele uneori de făcut, dar e ok. Să vedem unde am început. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ținând cont că e simetric, ar trebui să fie în regulă. Asta aici, asta aici, roată, și acum aceeași chestie, roata de aici vine conectată la volan, lăsată în jos. Bă, ți-ar trebui rost de alea mari, că arată ridicol cu astea mici, pe bune. Bine, pune de alea mari. Uite cât de ridicol arată. Da. Dită mai mașina și roțile sunt de copii mici. Stai că scot doar roata și pun una mare. Acum e ok. Da. Și în spate, una, două, trei, tot așa o să fac. Și pur și simplu o să spun niște suspensie. Cred că sunt același tip de suspensie, să nu fie diferit, nu știu după aia ce comportament o să aibă. Fac, am pus un cub acolo. Una acolo, o roată. În spate n-ai nevoie să cotească. Nu. Una, două, trei. Vine așa, vine în jos. Vine suspensie, mai vine încă una. Ce frumos arată. Scoate de pe cric. Și acum stă pe suspensii. Roțile trebuie conectate la un motor și motorul trebuie conectat la scaun. Roțile. Să mă asigur eu că sunt puse unde trebuie. Față și față. Asta stai să vedem dacă cotesc cum trebuie. Unde avem noi? Da, trebuie inversate. Adică ăla trebuie făcut așa și ăla trebuie făcut așa. Îți pun niște de-astea. Da. Bă, dar nu merge cu fața. Hai bine, pun niște șurubele pe aici, piulițe. Gata. Avem și șurubele. Bă, cât de mișto ți-a ieșit, pe bune, dacă nu. Unde e motorul? Aici. Pe bune, ai făcut să deschidă capota? Da, gen, uite-te la motor. Oh my god, ce mișto e. Bun, stai așa că eu mai am de făcut câte ceva pe aici, niște... De unde ți-a închis capota? Din butonul de pe bord. Ah. Mai am niște chestii de făcut aici, ca să fie, din câte am văzut eu. Merge? Da. Stai. Cât de șmecheră e. Design de făcut. Seamnă exact cu aia din GTA, cu rebelul din GTA. Hai nu mai exagera. Pe bune zic. Foarte șmecher. Bun. Hai să vedem rachetuța mea, dacă o să reușim să facem să meargă. La mine a fost mai mult un experiment, dar sper să vă placă experimentele, să mai încercăm și chestii noi. Mă gândesc poate, nu știu, să vedem ce... Dați-ne ideile voastre în comentarii și le vom încerca pentru episoadele următoare. Așa, mai aici, aici,
aici. Da, vreau exact să semene cu aia din GTA, păi știi? Și seamănă. O umblu puțin la design. Bine, știu că are un gol aici, asta, mașina din GTA, știu că are un gol, tocmai de asta fac și de se văd suspensiile și tot felul ce are pe acolo. Bun, asta, asta, asta așa. Switch și controller, unde pun eu controllerul? O să-l pun aici momentan. Switch-ul punem aici, o secundă. Așa. Fuck. Bun. E regulă. Deci, stai așa să mă urc pe un cric, să umblu la astea și până mă pornim cu ea. Vezi tu la mine mașină? O secundă. Da, aștept. Vreau și să testez asta. Da, aștept. Așa. Fuck. Oh my god. Am pus pe un switch dinăuntru și practic n-am cum să intru înăuntru. Decât dacă sunt pe... Oh my god. De fapt asta o setăm să fie deschisă permanent. O să stau la 105 și în momentul în care vii înăuntru să se închidă. La sfârșit. Stai așa să le leg pe toate la scaun. Ăsta o să fie nevoie să-l fac la scaunul ăsta. Iar ăsta o să fie nevoie să-l fac la scaunul ăsta, că fiecare are ușa... Ah, ok. Am înțeles care e problema. La asta. Ok? Ok, bun. Închid ușile. Scot cricul de aici. Scot și ăsta. Dar să spun și un număr de matriculare, da? Ăsta. Ok? Oh my god. Vreau scoasă bucata asta de aici. Dai să văd dacă asta se va închide după aia. Oh! Îl las așa. Și acum... A plecat! Pa! Nu pleca, nu! Și asta este o mașinuță din GTA. Probabil o știți. Da, e rebelul. Cât de șmecher e. Și am venit de la piață. Am venit de la piață. Mi-am luat o grămadă de chestii. Eu vreau să... Hai să vedem. Vreau să conectez ăsta la scaun. Dar ăsta... Nu e conectat unde trebuie. Oh my god. M-am băguit aici. Vrei să te ajut? Nu, no, e din cauza că am pus aia sus. Nu reușesc să mai ies. Doamne, sper că vă place mașinuța asta. O, Doamne. Gata. Nu, no, trebuie să o fac deschisă. Am vrut să-i fac o ușă, dar nu merge. Și vreau să mă mai gândesc la mașini din GTA pe care pot să le fac. Se deschide ușa. Și aia de acolo ar trebui să fie în... aici. Ah, nu l-am făcut. Ok. Și ar trebui să fie setat pe minus așa. No. Ia, uite-te la mine. Mă uit. Pa! Pa, pa! Oh my god, ce viteză are! Holy shit! Ok, odată ce s-a răsturnat, nu cred că o să mai meargă foarte bine, dar... Dacă ies din ea acum... Stai să oprez motoarele. Ia. Să se deschide? Da. E gen, nu mai pornește mașina, ia să umblu la motor și avem acolo chestii. Da. Am inventat eu chestii de alea pe acolo, că na, știți că mașinile au multe chestii înăuntru. Unde ești, Max? Nu știu. Vin, a, te văd, te văd. În spațiu. Oh! Merge să o stabilizez.
Suntem pe rump. Oh, nu. Nu merge foarte bine să o stabilizeze. Vreau să te plimb și eu cu mașina. Dacă mă mai găsești, da. Păi nu știu pe unde e. A, te văd, stai acolo. Da. Ia, vino, stai așa, stai că vine la tine. Da, unde despre mândră cum am făcut eu mașina asta, e wow. Am venit de la piață. E super șmecheră, chiar îmi place. Stai pe loc. Nu mai pleca că te îndepărtezi de mine și mi-a mai mult până când te găsesc. Ai venit la piață, ce ai luat? Am luat morcovi, banane, nu știu, o grămadă de chestii, oricât în față. Stai. Și când te așezi să închizi ușa, te rog. Așa. Ce șmechere e. Cum se aud suspensiile, scârțe. Cred că ar fi mers suspensii de la un pic mai mari, pentru că e foarte grea mașinuța, dar e ok. Și așa cum e. Sunt foarte mândră cum e ieșit. Chiar e șmecheră. Și cu danger ăla acolo jos, da, numărul de matriculare. Pardon, am încărcat buschetul. Poți să o dai și mai tare la motor, dar e ok, așa zic eu. Da, e bine așa cum e. Scârții suspensiile, trebuie să le mai mungi. Dai așa că n-am închis portiera bine. Gata. Ai văzut că n-am trântit portiera. Am văzut. Vezi că ce faci? De ce te-ai dus în copac? N-am văzut că mă uitam la tine. Să văd ce prostii faci prin mașină. Dar tu de ce Dumnezeu ții mâna de parcă ai volan în mână? Nu știu. Vreau, adică îmi imaginez și îmi doresc. A, îți dorești? Vrei să-ți o dau să o conduci? Nu, că am condus-o și eu puțin. A, ok. Mă uit din first person să văd cum e. Ia, trebuie să dau și eu. Nici mecher. Ai și bord acolo. Mm-hmm. Da, tu auzi suspensiile ce scârțe? Da, le aud. Doamne, cum se fac? Cred că e prea grea mașina pentru suspensiile astea sport. Hai, așa ne apărăm de muște. Ia deschide tot. E ca în GTA, știi, când te dai mare cu mașina. Ia. Și deschizi tot. Oh, am ieșit, stai, pardon, am ieșit din mașină. Am apăsat space și știi, când apeși space te aruncă. Gata. Stai că vrem să apăs control. Hai, așa ne dăm mari. Nu te joci aici. Gata. Am apăsat pe M. Așa. Dacă sunteți pe canal la mine, mergeți și la pisica, dați-i și un like. A făcut o treabă foarte bună. Și să vedeți playa cum a construit, dacă vreți construiți și voi chestiuța asta a ei. Și noi ne vom auzi data viitoare, da? Pa, pa! Pa!